dai l'interno del micro. La sala interna è mica qui. Non merge. Poi atunci dai tu. Noi non punem mica multă. Păi nu avem voie să o punem de aia, îmi zici. Nu se vede, dăm puțin. Mai e întuneric aici. E întuneric, da. Mergem în spate, unde vrei tu. Sau intrăm aici. Hai. Uite, încolo nu e, nu sunt case, nu? Ok. Măi, păr. Mamă, ce-i încolo. Ce? Acum s-a mutat casele în partea asta? Da. E mare. Hai să stăm aici. Păi. Încolo? Da. Unde e cel mai întuneric? Da, pentru păi că... da, tengo miedo. Suntem prea aproape de casă. Băi, aici e mare, mă. E creepy, rău. Ia uite-te ce întuneric e încolo. Opa. Am auzit ceva în pomul ăsta. Păi așa. Păi așa. Hai să vadă și cât de întuneric e aici. Ia uite. Am luat un fior așa. Da, și pe mine. Băi. E foarte întuneric. Foarte tare. Băi, tengo miedo, mă. Ține tu lanterna să vorbim cu aplicația. Aplicația aplicațiilor. Iubire, nu ține la în ochiul meu. Vrei să vorbești cu noi? Vrei să vorbești? Te rog, cu noi? Este și în parte. Să pui aplicația aia, că în aplicația asta nu am încredere. Păi da, dar lumea ce că vrea pe ăsta. Păi poate să spună lumea, vrea pe ăsta, ăsta e mai mult de divertisment, dar noi mulțumim, folosim pe celălalt. Vreți pe ăsta? Sau îl punem pe ăla nostru fără...
Internet prin fără unde? nimic. Asta. Asta? Asta e bună, cicăralul. Bine. Dacă voi vreți pe asta, vedem. O să pune și pe celălalt și o să vedeți și cu celălalt. Stai un pic, să punem camera asta. Pat. Pat. Ce vrea să zică cu pat? Iu? Vino încă. Și ține lanterna încolo. Uită-te aici pe cameră. Verdele. Așa. Și așa vedem tot. Dacă este ceva. Da. Observ ceea ce... Păi și cum merg cu două telefoane așa? Ce tare e camera! Alte culori? Stai să vedem dacă are termo. Uite-l, ăsta e termo. Asta e termo. Uai, ești nebun. Îmi place camera. Ceea ce vreau eu să cumpăr. Cel mai mult. Ia intră tu în fața camerei să văd cum te vezi. Nu. Nu prea te vezi, dar nu știu de ce. Nu o ține ăla. A zis grădină și pat. Am înțeles. Atunci închidem camera și vorbim cu ghostubul ăsta. Aplicația asta este foarte bună. Nu e adevărat. Cine v-a spus asta e o... Prieten. Prieten. Nu fie pe aplicația cealaltă care este prin frecvenție. Aia este... Vrei să ne spui cum te cheamă? Cine vă s-a închis? Mai repet o dată. Vrei să ne spui cum te cheamă? Ritual. Ritual. Ah, acum am înțeles. El vrea să facem ritualul. Aha. Deci el vrea să facem ritual. Putem să mergem încolo? Există drum? Puiu? E, da, este. El... Atac de cord. Atac de cord. Am înțeles. Din cauza asta ai murit? Din ce cauza ai murit? Atac de cord? Vrei să facem ritualul? Să te chemăm? Wow, ce mare e! Nu vrem să aprindem lanterna asta pentru că este foarte mare și n-am... În pericol. În pericol. Cine este în pericol? Noi? Știu că spune la toată lumea ritual, dar noi am venit să facem ritualul, de fapt. Acum nu știu care e, ce e.
Unde te afli? Vrei să ne spui? Și aplicația cealaltă. Iubire? Aia e pisica, nu? Unde? Uite-l în fața acolo unde țin eu lanternă. Se uită la noi. Hai să punem și cealaltă aplicație a noastră. Ești aici? Vrei să ne spui cum te cheamă? Cum te cheamă? Mai în față. Vrei să vorbești cu noi? Nu. Vrei să plecăm de aici? Unde? E mort? Ha? Vrei să plecăm? Vrei? Mamă, câte lume vorbești. Lume, auzi, entități. Vrei să plecăm de aici? Ok, închidem un pic. Facem și noi ceva ca să... Ia ține tu telefonul ăsta un pic așa. Da, pentru că este prin frecvențe. Unde? Prin unde. De asta se aud mai multe. Vedeți? E bine? Ce fac? Ritualul. Atunci hai mai în spate, ca să nu fim văzuți. Ce să pui aplicația aia care vorbește clar. Da, o să-l pun în... Să nu arăți crucea asta așa. Păi da, că ei comunică prin frecvențele astea. S-au auzit niște voci. Tu ai auzit? Știi care e chestia, ce senzație am acum? Vezi că vine. Știi ce senzație am? Când eram acolo la aia? Ca și cum cunosc cimitirul ăsta și am mai fost în el. Da? Un deja vu. Da? Ce înseamnă asta? Vine sau? Da. Vine cineva de asta, nu? Da. Dar ce caută și ăla prin cimitir noapte? Prinde lanternă. Dar nu mai are lanternă. Știu.
Mergi. Sunt săteni. Săteni? Hai. N-am avut acum. Da, așa am avut chestia aia în spate. Deja vu ăla că parcă cunosc cimitirul, dacă am mai fost în el. Mai vine? Nu e nimeni. S-o fi dus încolo? Nu. Da? Veneam spre noi, haide. E o intrare acolo. Ia, dă-mi tu mie telefonul, văd că tu vrei să mergi încet. Eu nu știu ce a simțit nevastă mea, dar ea zice că a simțit ca și cum a mai fost aici. Se poate. Vedem. Acolo, în spate. Acolo? Era o cruce. Un feeling? Da, mi-a dat că parcă știu. Dar acum tu de ce mergi așa? Zici că te plimbi. Vrei să mă duc eu peste acolo? Mă duc acolo înapoi? Am o stare așa foarte nașpa. Nu știu ce am. Păi mergi atunci. Dar nu știu ce a pățit. Uitați-vă la ea cum merge. Păi și cum se plimbă. Uite, vin încă. Ia uite-te. Uite-te în mijloc acolo, dacă vezi ceva. Uitați-vă acolo, în mijloc. Este o umbră? Uitați-vă acolo. Fix acolo. Se vede. Eu îl văd. Când aprind lumina, nu mai e. Se vede. Știu. Și nevastă mea merge foarte lent. A pățit ceva. Și de-aia vreau să o duc la mașină să vedem ce are. Dar crucea aia din lemn sau aia altă? Din piatră. Aia din piatră, nu? Era o fotografie cu o femeie și nu știu, și că mi-a venit ceva în cap. Ca și cum, uite, a trecut și pisica neagră prin față, perfect. Ca și cum... Mulțumim. Cine aici? Ai o stare foarte nașpa? Nu am simțit într-un nici un cimitir. Acum, chestia asta. Este cineva aici? Bebe, stai aici lângă mine. Stai să iau băta. Dar cine a spart ceva și a căzut ceva? Că am auzit-o înăuntru aici. Eu nu te înțeleg. Tu de ce rămâi în spatele meu foarte mult? Se aud voci. Uite-l pisica. Uite-l. Vine spre noi ăsta. Psst.
Ori mă lași pe mine în față să mă duc peste ăla. Bebe, nu vreau să sar în fața ta acum. Eu nu o să am timp. Punem pe pauză, ca să nu vadă lumea, tranșăm oameni. Stai aici, stai în spatele meu. Dă băta asta de aici. Ce? N-are ce să-mi facă. Îi rup capul. Stai în spate. Dar nu mult, vino mai aproape. Ce faci? Uite, acolo s-a văzut. Fix acolo. Băi, cine e aici, mă? Uite-l, poarta e deschisă. Vezi? Era închisă. Asta e femeia? Dar nu pot să arăt. Iubire, poți să stai aici un pic? Să văd cine e aici. Sau vină mai aproape un pic. Băi, n-are cum să vină un om pe aici. Nici pe aici. Bebe, ești bine? Încearcă să te conectezi acum. Încearcă să te conectezi. Nu o las, nu o las. Asta ai văzut-o? 2020. Cât? 2020? 2020. Suntem aici când ai fost plecat și montam la crucele și avem impresia că se mișcă așa. Dar mă doare extraordinar de tare cap. Ia, pune și mie asta. De vomă. Poți? Nu. Atât. Ok. Pisica aia vine după noi, mă. Punem aplicația să vedem dacă mai auzim ceva. Da? Ești aici? Vrei să vorbești cu noi? Da, dacă nu venea ăla. Ghid. Ghid. Ghid.
Vrea să focalizeze în față. Ești aici? Vrei să vorbești cu noi? Vino înăuntru. Și că vină înăuntru. Încolo? Vină înăuntru. Vrei să ne spui cum te cheamă? Mergi. Bebe, mergi în față. Cu mașină. Simți mirosul? Da. Tămâie. Nu? Haide. Iubire? M-a luat apăsarea aia în spate iar. Ce ai? Ți-e rău? Haide. Mergi, iubire. Simt o apăsare foarte tare iar în spate. Hai, iubire. Puiu, te simți rău? Mult? Hai. Aud niște pași în spatele meu. Fă dreapta aici. Trece cineva pe acolo. Auzi câinii? Hai. N-avea cum. M-am dus pe drumul ăla. Nu era nimic, iubire. Era întuneric, știi? Din ăla. Cu pomi. Da. Haide. Nu știu. Dacă era unul, mai ziceam. Pe aici, pe aici, pe aici. Uite. Uite mașina, stinge lumina.
Ai văzut?